Salutare, dragilor! Astăzi am venit la dealerul ExpoCar, dealer Mazda în Constanța, pentru a vă prezenta noua Mazda CX-5 și pentru a experimenta senzația specifică Jinbaitai, conexiunea, sinergia, de fapt, dintre un călăreț și un cal specifică tuturor modelelor Mazda, pe care inginerii acum au reușit să o integreze ideal în aceste modele și mai ales în noul model CX-5, pe care de-abia aștept să vi-l prezint în momentele următoare. Inspirată de designul Kodo, noua Mazda MX-5 emană acum energie și mișcare, bineînțeles performanțe și manevrabilitate mult mai bună. Haideți să vorbim prima oară, în prima parte, despre designul mașinii, un design complet nou care arată foarte bine, după cum bine se vede. Avem acum o grilă față mult mai mare, cu o mască mare pentru a putea răci foarte ușor motorul. O siglă impunătoare Mazda, care are o formă așa 3D, îți dă impresia că plutește, este în aer, asta datorită măștii negre din jurul ei. Bineînțeles, detalii cromate pentru a face mai agresivă, faruri cu LED, cu o iluminare distinctivă pentru Mazda și la fel un detaliu foarte interesant aici, tăiat, este farul băgat un pic mai în spate pentru a avea o aerodinamică mult mai bună. Pe partea de motorizare, pe modelul pe care noi îl testăm acum, avem un motor de 2200, motorină care dezvoltă 175 de cai putere, un cuplu de 420 de Nm și un consum mediu undeva până în 6 litri, pe la vreo 5,8 litri, în condițiile în care vorbim de o mașină cu cutie automată în 6 trepte și cu tracțiune integrală. Putem spune că este un consum mai mult decât decent. Exteriorul acum este clar mult mai atrăgător, asta datorită și noii culori roșu Sol Crystal, o culoare nouă pe care cei de la Mazda au integrat-o acum pe noile modele, o culoare care are niște reflexii minunate în funcție de lumina care bate în ea, în funcție de soare, de umbră. Din orice unghi în care te-ai uitat la ea, mașina aceasta pare mai frumoasă parcă decât este, asta după cum foarte bine se vede datorită tuturor liniilor de design, niște linii foarte drepte și fluide, avem linii inclusiv care pleacă din față de deasupra farului și se duc elegant până în spate, se apropie spre stopul mașinii. Avem niște jante impunătoare pe, ia să vedem pe cât sunt jantele, pe 19 inci, o formă distinctivă la fel pentru Mazda. Semnalizare în oglindă, bineînțeles, cu blind spot detection, dar despre asta vom vorbi mai mult la interior. Tehnologia iActive Sense All-Wheel Drive, disponibilă acum pe noua Mazda MX-5, este mult mai inteligentă, asta datorită și celor 27 de senzori montați pe mașină, care inițiază peste 200 de proceduri pe secundă, astfel încât șoferul să fie tot timpul în siguranță, să poată să aibă un control mult mai bun asupra mașinii și tot timpul să te bucuri de plăcerea de a conduce noua Mazda CX-5. Haideți acum să ne urcăm și în spate, să vedem care este poziția și pe bancheta din spate și ce confort au pasagerii de aici. Poziția pe bancheta din spate este una foarte confortabilă, asta datorită faptului că putem inclusiv să dăm bancheta mai pe spate pentru asta mai lejer, eventual dacă vrem să dormim la drum lung. Loc deasupra capului aproape 5 degete, loc suficient, loc la picioare, bineînțeles, la fel de bun. Cotiera, avem două suporturi de pahare și un lucru foarte interesant pe care l-am văzut aici, avem în interiorul cotierei două intrări de USB pentru a ne putea încărca telefoanele și, bineînțeles, spațiu suficient de depozitare și în uși.
Haideți acum să trecem și în spate și să vedem ce ne rezervă și portbagajul. Spatele este la fel de frumos desenat, avem și aici, bineînțeles, stopuri cu LED, inscripția CX5 All-Wheel Drive, Sky Active Technology, senzor de parcare, bineînțeles, și pe spate și pe față, cameră în marșalier, avem două țevi de eșapament cromate pentru o sportivitate și mai bună a acestei mașini și, bineînțeles, un portbagaj acționat electric, care are un volum de 503 litri mai mult decât suficient pentru o astfel de mașină din gama sa. Iar un lucru foarte interesant este faptul că haionul acestei mașini se ridică odată cu portbagajul, oferindu-ți posibilitatea să poți să încarci mult mai ușor lucrurile în mașină și dacă vrei foarte bine poți să-l dai jos pentru a avea un acces și mai bun asupra mașinii. Iar un alt lucru interesant este că aici în spate, în locul roții de rezervă, găsim un tub de bas de la Bose, pentru că în interiorul mașinii avem un sistem de sonorizare absolut impecabil, care te face să te bucuri și mai mult de plăcerea de a conduce noua Mazda CX-5. Designului Kodo continuă și la interior, un interior elegant și sportiv în același timp. Aici avem parte de o combinație de piele, piele găsim pe volan, pe schimbător și pe bord. Pe bord unde avem integrat foarte interesant display-ul central care pare așa să intre și să iasă din bord. Display care poate fi acționat foarte ușor de pe rotița aflată pe calul central, rotiță unde avem inclusiv și unde putem regla și volumul pentru a avea o accesibilitate mult mai ușoară în momentul în care mergi cu noua Mazda CX-5. Un alt lucru foarte plăcut al designului sunt gurile de aerisire care au exact aceeași formă ca și exteriorul, sunt niște linii drepte care sunt tăiate așa deodată pentru a inspira o sportivitate și o eleganță în același timp. Guri de aerisire care sunt cromate, crom pe care îl găsim în mai multe locuri în mașină pentru a avea un design cât mai plăcut al mașinii. Un alt lucru interesant este faptul că gura de intrare și de ieșire a CD-urilor este integrată foarte inteligent, exact deasupra gurilor de aerisire, mai că nu o vezi dacă nu te uiți foarte, foarte atent acolo. Poziția de condus este una înaltă, ceea ce îți oferă o vizibilitate foarte bună asupra drumului și a celorlalți participanți din trafic. Se stă bine pe scaun, e o susținere laterală bună, iar un lucru foarte interesant este că sistemul iActive All-Wheel Drive împreună cu senzorul G-Control Vectoring reușesc să țină mașina aceasta foarte bine pe drum și să distribuie cuplul la fiecare roată ca tu tot timpul să ai control asupra mașinii și să te afli în siguranță chiar dacă, exact cum am făcut și noi mai devreme, ai niște reprize mai rapide cu mașina aceasta și dacă se întâmplă să pierzi puțin controlul mașinii, cei 27 de senzori care se află în mașina aceasta reușesc să țină mașina pe șosea și
ca tu tot timpul să ai un control foarte bun asupra mașinii. Pe parte de tehnologie avem parte acum de un head-up display care ne arată viteza, ne arată, identifică semnele de circulație de pe șosea, ne arată pilotul automat și bineînțeles lane assist-ul, ne arată banda și ne avertizează dacă am călcat cumva linia demarcatoare fără să semnalizăm. Avem, bineînțeles, climă în mașină, scaune încălzite, volan încălzit și parbriz degivrat în dreptul ștergătoarelor, opțiuni care vă vor ajuta foarte mult pe timp de iarnă. La partea de siguranță, întâlnim acum pe noul CX-5 Smart City Brake Support, Blind Spot Detection, Lane Keep Assist System, Driver Attention Alert și Parking Sensor Illumination. Toate aceste lucruri ajutând șoferul să fie tot timpul în siguranță și să aibă un control cât mai bun asupra mașinii. Cutia de viteză este automată în 6 rapoarte, iar răspunsul este unul foarte precis și aproape că este insesizabil momentul în care schimbă treptele de viteze. Iar atunci când vrei să te bucuri și de sportivitatea pe care Mazda ți-o oferă atât prin prisma puterii motorului, dar și prin stabilitatea și controlul foarte bun pe care îl ai asupra mașinii, este suficient să calci pedala de accelerație la maxim, simți cum te bagă în scaun motorul, simți tot cuplu și toți caii în putere și te poți bucura foarte bine de plăcerea de a conduce noua Mazda CX-5. Design complet nou atât la exterior cât și la interior, noua Mazda CX-5 este acum cu siguranță un rival puternic în segmentul său, așa că dacă și dumneavoastră v-a plăcut modelul prezentat azi, vă invităm să mergeți la dealerul ExpoCar, dealer Mazda în Constanța, pentru a testa și dumneavoastră mașina, să o vedeți cum este atât la interior, la exterior, să ieșiți cu ea într-un test drive, să simțiți această mașină și să vă bucurați de plăcerea de a conduce o Mazda.